după ce a văzut la București filmul, mi-a trimis un mesaj pe telefon și mi-a scris, stau și mă gândesc așa, ție nu ți-e frică să dor cu tine în casă? Să vă spun eu două cuvinte ca să aveți curaj după această plătire noastră. Două cuvinte despre producția filmului. E un film care a pornit acum ani de zile ca gând, să spunem. S-a născut încă din fragedă adolescență în mintea lui Bogdan, în urma unor întâmplări foarte puternice trăite de el în satul bunicilor lui, întâmplări care l-au marcat și care l-au făcut să se gândească foarte serios la această latură a ceea ce înseamnă om. Vorbeam cu el și spuneam că, de fapt, filmul acesta nu e despre oameni, e despre acest loc care conține și care adună răul. Au fost filmări în locații, după cum bine ați văzut, extrem de speciale. Am filmat la un moment dat lângă Galați, cred, într-un poligon militar de 8.000 de km pătrați. Ceva absolut fenomenal, într-o arșită cumplită la 45 de grade. Au fost dificultăți tehnice, pentru că toate camioanele cu lumini, cu sunet, cu tot ce trebuia nouă, au trebuit să înconjoare foarte mult ca să ajungă la locul filmării. Dar, în fine, toate lucrurile astea s-au adunat în actori și sper că avem un film valoros, un film care a fost apreciat până acum peste unde a fost. Și, personal, sunt foarte curios de reacția publicului românesc, pentru că începând de ieri, el a intrat în cinemaurile din toată țara și prima săptămână este practic hotărătoare pentru parcursul filmului. Dacă aveți întrebări despre personaje, despre producție, despre film, despre altceva, o să vă rog să vă rog. Da, nu am să vă spun, ca să vă fac și mai curios și pe spectatori, dar e o întrebare care ridică mie la plasă un răspuns foarte bun. Toată lumea se întreabă de ce multe scene nu sunt explicite. E vorba despre elipsele din film. Elipsele sunt făcute cu totul special, tocmai pentru că a crea tensiune în film și pentru a nu devoala acțiunile ulterioare. Suntem obișnuiți, mai mult sau mai puțin, cu filme americane în care totul se explică, totul e ok, mâncăm o pomcă de popcorn și spun așa, el s-a iubit cu aia, el a putut-o pe aia, am plecat acasă, gata, să-l propun și sunt fericit. Nu. Filmele românești, din fericire, nu sunt așa, nu oferă soluții, din potrivă, te bagă într-o stare, ridică întrebări, caută atunci când sufletul tău te strânesc. Și cred că ăsta e rolul unui film, nu acela de a vedea o acțiune foarte bine stabilită și de a avea rezolvări și răspunsuri la absolut tot. Se aude? Acum da. În primul rând vreau să-mi cer scuze că vorbesc de jur, protejat și să nu... Nicio problemă. Vreau să vă felicit pentru rol. Mulțumesc. Vreau să vă felicit, în primul rând, un suport foarte original și am doar două întrebări. Una de legat de persoana dumneavoastră, în sensul că cum v-ați inspirat mai mult pentru rolul ăsta din filmea de voia și așa, pentru că seamănă foarte mult ce putea să filme, sau din, nu știu, mă gândesc și la am să vă dezamăgesc, nu m-am inspirat din nimic. Nu, pur și simplu, cum să vă spun, lucrul la rol nu ține neapărat, sigur că sunt roluri
care permit o documentare specială. Dar personal la Samir pot să vă spun că am avut discuții cu Bogdan, cu regizorul, pentru că de la prima lectură scenariul m-a lovit foarte tare, m-a prins foarte tare și parcă cineva, ca la construcție, a turnat personajul în mine. Nu știu de ce, l-am simțit foarte puternic, ca și cel din 4-3-2 de altfel. Și întrebarea pe care ne-am pus-o înainte să-i construim o biografie personajului, eu și Bogdan, ne-am întrebat de ce stă Samir în locul ăsta, ce-l ține acolo sau ce l-a adus în locul ăla. Pentru că e un loc cu totul special, unde numai niște oameni cu o biografie puternică în spate pot sta acolo. Samir nu e și... spun asta pentru că nu-mi place să joc personaje într-o tușă liniară, să fie la fel de la capăt la altul. Nu-mi spun nimic și pur și simplu refuz să le joc. Îmi plac personajele de genul ăsta care au un univers interior, care sunt foarte puternice, care țin tensiunea filmului, care aduc ceva nou și pentru mine și în film și care mă stârnesc ca actor, pur și simplu. Am încercat cu Bogdan să îi creăm o biografie, să înțelegem, să-i facem un fel de a vorbi, un fel de a tăcea, un fel de a se uita, de a pauza lucrurile, toate despre asta. Asta au fost lucrurile tehnice. Dar nu pot să spun că m-am uitat la cum s-a scris la No Country for Old Men și l-am copiat întocmai pe Bardem, că nu aș fi făcut ca Ponta și aș fi plagiat tot, nu e ok. Poate de tot și apoi aici. Ai? Nu, evident la oameni. Aveți o întrebare aici în față noastră. Să continui ce? A, să facem seria a doua, partea a doua. Asta e întrebarea bună pentru Bogdan, am să-i o pun și am să vă răspund pe Facebook sau nu știu. Nu cred. E un scenariu foarte puternic și cred că l-a gândit așa. Cred că dacă l-ar fi gândit în câteva serii, ar fi spus de la bun început și cu siguranță n-aș fi murit, vă spun sigur. Deci, cum spunea Dem Rădulescu, spunea dragă, nu mai fiți fraiere și plângeți când vedeți că Van Damme primește o grenadă în primul minut. El de-aia ia 15 milioane de dolari pe film, ca să ducă tot filmul în spate, n-are cum să moară împrăgut. El scoate grenada, se coase cu sârmă și duce filmul în spate. Așa și cu mine, nu puteam să mor aici dacă aveam alte serii. Da, vreau doar să completez că există deja un serial făcut de Bogdan Mirică, e Umbre, pentru care a fost scenarist și regizor. A fost o primă serie și dar acum se terminează o altă serie. Deci, practic, seria doar. O să o puteți vedea pe HBO. Vă rog. Da. Felicitări dumneavoastră și echipei pentru reușită. Ce-aș vrea să vă întreb este, ne puteți spune, sau de parte? E ok. Ne puteți spune mai multe despre povestea din spatele filmului? M-ar interesa să știu dacă, cât de mult este realitate și cât de mult este ficțiune și dacă ați realizat, comparând realitatea și ce a fost în realitate, un anumit accent al sufletului românesc, care poate fi foarte mult. Da, am să încep cu sfârșitul frazei dumneavoastră, apropo de sufletul crud, sufletul românesc care poate să fie și crud. Acum câteva săptămâni mă uitam la televizor și vedeam la știri o veste total năucitoare, undeva la țară. Cineva a luat o coasă, a intrat într-o casă și a ucis o femeie și un bărbat.
și poate fi mai năucitor decât atât. Mi se pare că Samir e mic copil pe lângă ce se întâmplă în satele românești. Așa, într-o joacă, adică, cum spune și Samir, mai un omor, mai un trântă, mai... Așa e, se întâmplă, deschideți televizoarea și uitați-vă, că e năucitor ce se întâmplă. Dar filmul, sigur că are multă ficțiune. El a pornit, așa cum vă spuneam mai devreme, de la o idee adânc coaptă în interiorul lui Bogdan, șocat fiind de ce se întâmplă în satul natal. Și după aceea, văzând la televizor tot ce se întâmplă, tot ce se întâmplă. Și nu numai în sate, ci în orașe, dar vorbim strict de sat. În spate e o întrebare, dacă poți să te întrebi, te rog. Nu te auzim. Un pic, vine și microfonul. Salut! Mă interesa cum arăta piciorul așa. Da, piciorul e din latex, e butaforie, evident nu e un picior. Da, cred totuși, adică noi ne facem că... Adică eu n-am fost chiar Samir și... I-a făcut lui Bogdan de mine și a spus că mama a fost să joci rolul ăsta, eu sunt Vlad Ivanov care interpretează pe Samir, slavă Domnului.